stimați invitați, domnilor primari, domnule rabin, dragi prieteni, dragi șabatoniști și șimleoani șabatoniști, vă spun bun venit în sinagoga din Șimleu Silvaniei, singura clădire de acest fel rămasă în această localitate și în județul Sălaj. Acest monument istoric a fost construit de către comunitatea evrească la sfârșitul celui de-al 19-lea secol, în perioada anilor 1880, de către o comunitate evrească numeroasă, așezată pe aceste meleaguri, în orașul Șimleu Silvaniei, în secolul al XVIII-lea. Oricât ne-am fi dorit să nu începem acest șabaton cu un subiect atât de sensibil cum este acela al Holocaustului, mă văd nevoit să vă reamintesc de această umbră nefastă a istoriei, care a afectat comunitățile evreiești din întreaga Europa și în special pe cele din România. Termenul de Holocaust, cum este el perceput în societate, poate fi greșit interpretat, el reprezentând un fenomen mult mai complex al istoriei recente. De aceea, prin intermediul Muzeului Holocaustului, ne-am asumat misiunea de a educa și conștientiza societatea în general, tânăra generație în particular, despre complexitatea, consecințele și importanța studierii acestui subiect. Acum 74 de ani, în 9 octombrie 1941, evreii din Bucovina și Basarabia au început să fie deportați în Transnistria, teritoriu aflat în administrarea regimului românesc condus de mareșalul Ioan Antonescu. Prin aceasta și prin multe alte acțiuni, România, alături de ceilalți parteneri ai Germaniei naziste, a contribuit la Holocaust, deportând și exterminând proprii concetățeni evrei. În memoria lor vor fi aprinse lumânările simbolice și va fi rostit catișul. Ofer cuvântul domnului Dan Has, președinte al comunității evreilor din Zalău Sălaj. Bună seara! Invit pe cei 6 persoane care doresc să aprindă lumânările pentru comemorarea Holocaustului. Invit pe domnul primar, Sigur Sălașul. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צורריי, גישמת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב החסד הרדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. התגדל ותקדש מרבה. אמן. גם הדברי חירותי, ועמליך מלכותי, ואשמח תוקני וקרב משיחי. אמן. בחיי חון וביומי חון, וחיי דכון בית ישראל, מגלו וסמן קריב, ואמרו אמן. אמן. שמרבה מבורך לעולם ולעולם ולעולם. יתברך וישתבח ויתפרך ותרומם ונשא ותחדש ותחלש מידי קושה וריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן. יהיה שלום רבה משמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים,
ששת מיליוני היהודים ובהם כל היהודים שנספו ממחוז סלאז' משמלאו סילבני שהלכו לעולמם, שנחנקו ושנשרפו ושהומתו במיתות משונות על ידי הנאצים ועוזריהם, בעבור שאנו מתפללים לאלוהי נשמותם בגן עדן, בגן עדן תהם מנוחתם. Partea autorităților publice și-au asumat responsabilitatea în privința consecințelor Holocaustului și au recunoscut acest tragic eveniment. Este și cazul primăriei din Șimleu Silvaniei, care nu numai că și-a asumat public recunoașterea asupra fenomenului, dar a susținut de la început inițiativa Muzeului Holocaustului. Dovadă astăzi numeroasele proiecte culturale și educative de parteneriat dintre Șimleu Silvaniei și Israel. Îl rog pe domnul Septimiu Țurcaș, gazda noastră în orașul de la Poalele Măgurii, să transmită mesajul domniei sale. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, încerc în acest moment sentimente amestecate. Evident, un sentiment apăsător care vine de la faptul că în 9 octombrie 1941 începea un lucru despre care nu ne place să ne aducem aminte. Dar așa cum istoria este scrisă și nu mai putem schimba, sentimentul de oarecum, nici nu știu cum să mă exprim, nu pot să spun bucurie pentru că aș exagera, de împăcare oarecum, pentru că astăzi, în această seară, în acest oraș al nostru, prin comemorăm victimele Holocaustului. Sigur că în urmă cu mulți ani, bolnave au trimis în ghearele morții foarte mulți oameni. Și pentru aceasta, eu cred că tot ceea ce înseamnă Holocaust trebuie cunoscut de către tinerele generații în special. Pentru că aceste momente de care nu vrem niciunul să ne aducem aminte despre ceea ce am citit, să nu se mai întâmple niciodată. Eu vreau să felicit comunitatea evreilor și în special pe domnul Stejărean pentru tot ceea ce face în această incintă, în acest oraș, în acest județ. De ce nu exagerez, în această țară, din acest punct de vedere, Primăria orașului Șimleu Silvaniei și Consiliul Local, eu cred că a fost în toată această perioadă un partener de nădejde în acțiunile pe care domniile lor le-au creat și la care noi am participat uneori material, uneori doar sufletește, și în același timp sunt convins de faptul că și viitorul va da același lucru. Adică un parteneriat serios între Muzeul Holocaustului, între toate activitățile care se vor desfășura. Și de ce nu îmi exprim dorința ca viitorul muzeu al orașului Șimleu Silvaniei să facă o conexiune cu Muzeul Holocaustului și să existe cel puțin din punct de vedere spiritual unul singur. Vă mulțumesc și vă felicit pe toți care participați la acest moment de comemorare a Holocaustului. Și noi vă mulțumim pentru întreaga apreciere și vă mulțumim pentru suportul pe care ni l-ați dat și ni-l dați în continuare de fiecare dată. Mai mult decât atât, spuneați de un suport material care e într-adevăr binevenit, dar mai mult e ajutorul pe care îl primim din partea dumneavoastră, cel al prezenței la fiecare eveniment pe care îl organizăm, prin mesajele transmise și prin legăturile create încă de la început. Și aici menționez legătura specială care a fost creată între orașul Șimleu Silvaniei și Petacnicva prin intermediul rabinului Zvika Kfir. Ca de fiecare dată, a spus prezent și de această dată rabinul Zvika Kfir, el însuși fiu al supraviețuitorilor Holocaustului. Este un membru activ al acestei instituții din Șimleu Silvaniei și îl rog să ne spună câteva cuvinte. Ok. Shabbat shalom, everyone.
Shabbat shalom tuturor. You know, you can always talk about Holocaust from, you know, from the soul point of view or from the grief, but I want to combine two things that we are doing here. Se poate discuta despre Holocaust în multe forme, dar ceea ce vreau eu să exprim aici vine din două perspective. But I want to talk about two things that we are doing here today. Două lucruri despre care vreau să discut fiind astăzi aici. First, commemorating the national annual Holocaust Memorial Day. Primul, comemorarea zilei naționale a Holocaustului. And the Shabbaton that we are doing here also this weekend. Și Shabbatonul pe care îl organizăm în acest weekend aici. And este un moment extrem de important să vedem în această sinagogă un număr atât de mare de persoane. Trecutul acestei clădiri nu a fost unul simplu. Am reușit cu efort, printr-un efort conjugat al Federației Comunităților Evreiești, al Joint-ului, al Comunității Evreilor din Oradea, al Primăriei și Mleu Silvaniei, chiar a Guvernului României, Asociației Hebraica, să renovăm această clădire și să o redăm traseului turistic din Șimleu. Eram și pe viitor să beneficiem de această zonă de interes, nu doar turistic, ci și educativ, reușind în ultimul timp să organizăm diverse evenimente internaționale, naționale, cu un mare impact, spun eu întotdeauna, educativ. Aș vrea să menționez în încheierea acestui moment contribuția pe care o are comunitatea evreilor din Zalău-Sălaj, recent reînființată sau recent înființată prin grija și strădania președintelui Dan Cas, și să felicit această comunitate că la fiecare invitație pe care am lansat-o au fost prezenți într-un număr mai mare, mai mic, depinde de posibilități. Vă doresc Shabbat Shalom și predau ștafeta colegului Adi Gueron de la director JCC București, organizator al Shabbatonului, împreună cu o echipă minunată. Pentru că suntem acum vineri seara și mă uit afară că deja ușor, ușor se întunecă afară, cred că ne apropiem de acel moment cu totul special pentru noi evrei, și anume intrarea în Shabbat, un moment pe care sigur avem de data aceasta bucuria să-l întâmpinăm, să întâmpinăm Shabbatul aici, la Șimleu Silvaniei, cu totul special, cu totul special. Și aș vrea să-l invit pe Cristi Ezri, care prin farmecele lui speciale, speciale, să ne ajute să simțim cu adevărat atunci Shabbatul Cristi. Să parcurgem împreună rugășa de Kabbalah Shabbat, primirea Shabbatului, mai cu seamă că ne aflăm într-o ocazie cu totul și totul specială pentru noi. Și Rabinul Kfir a avut mare dreptate.